În orele după amiezii de sâmbătă, 13 iulie, la Casa Românească, sediul Societății Literar-Artistice Tibiscus din Uzdin, s-au adunat iubitorii fotografiei artistică, când a fost inaugurată prima expoziție comună de fotografie artistică a soților Maria și Iaroslav Kralik, de altfel membrii fondatori a fotoclubului Constantin Jordeanu, de pe lângă Societatea Tibiscus. În deschidere, asistența numerică a fost salutată de Vasile Barbu, președintele Societății Tibiscus, iar despre opera celor doi artiști au vorbit Ștefan Varga, pictor naiv din Covăcița, și Daniel Susa, profesor de artă plastică la Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzdin. Astăzi am avut ocazia să vizionăm expoziția domnului Iaroslav Kralik și soției Maria Kralik, care ne-au uimit prin faptul că asemenea lucrări până în prezent, cel puțin eu nu am văzut aici la Uzdin, și ce mi-a făcut o deosebită plăcere faptul că soții, cât am înțeles, sunt amatori. Deși au depășit treapta asta și au intrat în să facă fotografie profesionistă. Cât observ, domnul Iaroslav Kralik are fotografii avangardiste. Dar doamna Maria, am observat, sunt puțin mai pastorale, mai liniștitoare. Dar la ambii am observat că ceea ce e comun este că au animale, personaje și totul se petrece undeva într-un peisaj mirific. Și eu sunt membru secției fotografice Constantin Șoșdeanu din Uzdin. Cred că cu ocazia asta acum m-am făcut și eu avântul să mai fiu mai activ în ceea ce privește fotografia, să merg și eu mai poate la tabere. Vasile Barbu, președintele Societății Literar-Artistice Tibiscus, s-a arătat a fi foarte mulțumit de buna desfășurare a manifestărilor organizate până acum în cadrul celei de a 11-a ediție a Zilelor Uzdinului și ne-a informat și despre următoarele acțiuni care vor avea loc în perioada următoare. A fost un eveniment cultural foarte frumos, să nu zicem de excepție, dar fotografiile domnului Iaroslav și a doamnei Maria, fără îndoială că sunt un regal fotografic, așa că au fost și destui oameni de cultură care au apreciat valoarea expresiei artistice a soților Kralik și au fost prezenți la această manifestare frumoasă. Iată că Zilele Uzdinului continuă, conform programului bine stabilit. Noi, organizatorii, suntem pe deplin mulțumiți de tot ce am realizat până în prezent și la prima manifestare și mai ales la aceasta a doua, și continuăm cu mențiunea că în data de 20 totuși nu vom avea nicio manifestare, pentru că vom fi prezenți la o altă manifestare de suflet încântătoare, aș zice, la Craiova, la Festivalul Internațional de Poezie Adrian Păunescu. O trebuie știut că Adrian Păunescu în anul 2002 a fost prezent aici la Uzdin, la Festivalul Internațional de Poezie Drumul de Spice, când a fost încununat cu Marele Premiu Sfântul Gheorghe. Iată că și noi, uzdinenii, apreciind eforturile domnului Păunescu de a se deplasa la Uzdin, ne ducem acolo, în capitala Olteniei, pentru a-l omagia și pentru a-i cinsti memoria și a-i mulțumi, așa, post-mortem, că a fost la Uzdin și a înnobilat poezia românească.